avem un granulator de 2,5 tone. Producem granule pentru toate tipurile de, adică pentru toate animalele, dar toate speciile, speciile animale. Da, dar suntem axați pe pui și am început din anul trecut să producem și pentru miei, creștere și îngrășare. Luați materie primă de unde? De la bazele de achiziții de cereale, Salonta sau Ardealul. Și care e materia primă principală pe care o folosiți la... Ca materie primă principală este porumbul, clar, este prima materie primă folosită în fabrica de furajele, după aceea mai folosim grâu furajer, șrod de floarea soarelui, șrod de soia, premixuri, bineînțeles, calciu furajer, cam... Peleți de lucernă care intră în compoziția furajelor special a mieilor și a iepurilor. Cam ce cantitate produceți, să spunem, zilnic? Zilnic producem cam 10 tone media de și, produs finit. Și principalii beneficiari? Principalii beneficiari sunt, mai bine aș spune acum, micii producători, farmacii veterinare din raza județului Bihor și al locației noastre. Vă văd aici la prezență la Agromalim. Este prima prezență sau veniți de fiecare de zile? Am mai fost și anul trecut. De fapt, eu anul trecut am fost prima dată, fiind nou în familia Jarca. Noi ne-am căsătorit anul trecut eu cu fiica doamnei Jarca și... Acum eu încerc să învăț, să preiau, să dezvolt cu ajutorul lor, bineînțeles că de unul singur nu poți să faci nimic în viața asta. Dar împreună, practic este o afacere este de familie. Este de familie și vrem să supraviețuim, să trăim, nu să zicem acum că... V-ați gândit și la varianta să vă creșteți, să aveți propriile animale, să spun... Ne-am gândit și la varianta respectivă. Câteva specii de animale. Noi avem în... acolo și alele ca așa tare, adică grajdurile, mai bine zis, ca să pe înțelesul tuturor, că așa se numeau ele mai sigur, de mult. Sigur. Și eu sunt și inginer zootehnist, adică studiez încă zootehnia, absolvent de liceu agricol cu profil veterinar. Da, mie îmi plac foarte mult animalele și gândesc și partea asta, ca măcar din ce producem noi să transpunem și în zootehnie. Tocmai de asta întreb, pentru că ai făcut liceul veterinar sau, mă rog, liceu agricol la Salonta, liceu agricol Salonta cu profilul veterinar, studiez zootehnia și de asta nu întâmplător întreb dacă te-ai gândit să dezvolți și sectorul animalier. M-am gândit și gândesc în fiecare minut de multe ori, dar e foarte greu și parcă sistemul ăsta românesc nu ajută, să faci ceva sau stai o cracă de dincolo sau nu fac acuze politice, dar nu suntem foarte sprijiniți și văd că toate sunt mai bune. Ați încercat proiecte pe fonduri europene și ați avut probleme? Am studiat, am fost la niște consultanți pe partea asta de proiecte europene și de asta, dar au niște cerințe foarte, care eu zic, din părerea mea și din punctul meu de vedere, că sunt foarte exagerate, pentru că cum să dezvolți ceva dacă tu, în loc să fii stimulat și ajutat, ești mai mult... Îți cer anumite chestii care mi se par banale. Deci noi avem spațiu, avem FNC-ul acolo, avem toate posibilitățile ca să creăm... doar să populăm și să reabilităm puțin halele, atât ne mai trebuie. Dar... Suprafața de teren pentru bază forajeră aveți? Nu prea, 10 hectare. Nu avem foarte mult teren în proprietate, dar bine, să nu avem probleme. Este poate important și asta pentru... Este foarte important, clar. Baza forajeră și mai ales dacă vă gândiți la un efectiv mai mare de animale. Clar că este foarte important. Acum, posibilități de arendare sunt, chiar dacă nu lucrăm cu teren în proprietate, se sigur poate și arenda teren. Acum, marea majoritate a fermierilor arendează foarte mult, dar... Asta e pas cu pas, știți cum e? Nu poți să faci ceva peste noapte. Din... Spuneți în prezența la astfel de evenimente expoziționale, cât vă ajută? Cât contribuie la afacerea dumneavoastră? Destul de mult. Un an am lipsit și după aceea am apărut. S-a cunoscut. Am pierdut clienți care în anul următor mi-au pus întrebarea. Dar nu v-am mai văzut.
unde sunteți? Am auzit, ați închis, nu mai produceți. Și de atunci, anual, suntem prezenți la Arad, mergem și la Cluj și la Oradea. S-au organizat mici întâlniri cu țăranii, cu producătorii de cereale. Și sunteți prezenți printre ei? Da.